Despre Biserica Sfânta Vineri Herasca, una dintre cele mai iubite biserici din capitală până la momentul demolării ei din anul 1987, s-au realizat de-a lungul timpului multe materiale editoriale. Memoria ei a rămas vie în conștiința bucureștenilor, iar peste ani, Victor Alexandrescu, unul dintre epitropii lăcașului de cult, a realizat o monografie a Sfintei Vineri, biserica a cărei istorie ne duce până în secolul al XIV-lea. În contextul împlinirii a 35 de ani de la demolarea bisericii, monografia a fost reeditată, iar lansarea a avut loc aseară la Muzeul Municipiului București. Zilele acestea se împlinesc 35 de ani de la demolarea bisericii Sfânta Vineri Herasca. În acest context, monografia realizată de Victor Alexandrescu, reeditată de curând de Fundația Culturală Memoria, a fost lansată aseară. Evenimentul a avut loc în holul central al Muzeului Municipiului București, în prezența parohului din anul 1987 al Bisericii Părintele Gheorghe Bogdan și a altor oameni de cultură. De asemenea, la eveniment a fost prezent Părintele Profesor Mihail Simion Săsăujan, vicar eparhial. Salut acest eveniment cultural, editorial, special. După o primă apariție în anul 2007, cartea pe care o am acum în mână, monografia Bisericii Sfânta Vineri Herasca din București, a fost reeditată într-un context al readucerii aminte a împlinirii a 35 de ani de la demolarea Bisericii Sfânta Vineri Herasca în timpul regimului comunist. Cartea prezintă câteva aspecte în legătură cu clădirile de acolo, preoții mai importanți, de asemenea epitropii și ce mi se pare foarte interesant pentru o astfel de carte, într-un format mic, dar plin de conținut, a doua parte a lucrării prezintă foarte multe documente. Este vorba de acte de danii, apare aici testamentul acestui mare ctitor și filantrop, Constantin Năsturel Herăscu, în legătură cu modul în care moșile sale pe care le avea în Teleorman, în Ilfov, urmau să fie administrate de către biserică. Biserica Sfânta Vineri Herasca a fost demolată, deși cu numai 2 ani în urmă fusese resfințită în urma unor ample lucrări de refacere. Biserica Sfânta Vineri a reprezentat totdeauna, de la construcția ei de către Matei Basarab, și până la demolarea din 1987, a reprezentat o oază de cultură, de lumină și de filantropie pentru întreg Bucureștiul. Sigur, nimeni nu s-a aștepta și toată lumea spera că Biserica Sfânta Vineri Herasca să fie refăcută, cum a și fost după cutremurul din 1977. Odată cu demolarea Bisericii Sfânta Vineri Herasca, în data de 19 iunie 1887, a încolțit în inimile bucureștenilor dorința de libertate, fapt care i-a determinat să strige pentru prima dată împotriva regimului comunist. Atunci s-a strigat, și asta îmi place să o repet, jos comunismul! Prin demolare, biserica a fost știrbită de moștenirea spirituală și a fost lipsită de toate bunurile materiale de care dispusese până atunci. Biserica Sfânta Vineri cumula moștenire spirituală și averi pământești. Cred că era una dintre cele mai bogate biserici de pe teritoriul întregii Românii, întregii țări. Și dacă unii au vrut ca să dispară credința în Dumnezeu și în Sfânta Vineri, alții au vrut să fure. Deci Biserica Sfânta Vineri a fost furată, a fost jefuită. În anul 2018, preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit noua biserică Sfânta Vineri Herasca, situată la doar câțiva metri de biserica istorică.